altă invitată care nu e pentru prima dată aici, probabil nici ultima, dar vine cu noutăți pentru dumneavoastră, pentru că de curând a înregistrat piese noi cu celebra orchestră Fluieraș a fraților ștefănezi din Republica Moldova, acolo unde muzica populară este la ea acasă, de acolo se dă ora exactă în ceea ce privește muzica populară. A înregistrat colaje care să vă îmbie la joc și voie bună și să știți că are obiceiul de a coborâ printre dumneavoastră și a vă invita să o însoțiți pe calea cântecului prin hore, sârbe și bătute. În aplauzele dumneavoastră, Ștefania Pătru! Bună ziua și bine v-am găsit, lume dragă și frumoasă! Așa cum v-a zis colegul meu, să știți că eu am obiceiul să cobor acolo între dumneavoastră și să-mi las stocurile astea de 11, că sunt incomode și nu pot dansa cu dumneavoastră, dar pentru început vreau să vă antrenez așa un pic, să începem cu o horă frumoasă și cu o sârbă și după aceea cu colajul moldovenesc despre care v-am zis. Hai la joc cu horă mare și frumoasă! Thank you.
mare, frumoasă ca la noi, ca la Moldova, dacă cobor acolo între dumneavoastră. Facem, doamnelor, sau nu facem? Facem, da? Cu cine? Cu mine, doamnă. Noi două facem. Hai să începem și cu colajul moldovenesc. Yeah.
bravo. Cum te cheamă pe matale? Vasile Banana. Ești însurat sau nu? Acum a divorțat, nu? Dar mi-a zis o doamnă că ai o amantă, una mai tânără. Așa vreme mi-a zis acolo în spate, că e una blondă care vine pe la primărie mereu. Nu, da, am o melodie. Ai o melodie, n-ai mata o melodie. Pentru matalea mai cu zi Vasile zi. Ai căzut, te-ai ridicat. Am înțeles, e treaba cu căzutul la mata, lasă să cazi mai pe seară, că acum trebuie să cântăm. Și așa mă cheamă Vasile, da, o zis doamna. Eu, matale, îți dedic așa melodia asta cu zi Vasile zi, îți place? Nu-ți place? Dar, pe ori nu ori, dar hotărăște-te. Da, dar ce vrei, așa o manea, nu din aia, din buric? Nici din alea nu-ți plac? Da, bune alea. Bune, bune. Cine, fetele sau manelele? Acum așa, fetele. Știi, am zis eu că ai mata pe aia blondă de la primărie, dar minți, nu vrei să zici. Nu. Ești cinstit, nu? Ai pensie? Am E bună? Bun, hai. Nu te mai țin de vorbă, te las pe matale să dansezi. Hai și cu sârba, cu fetele lui tata și zi Vasile, zi! Și mai știi și ta așa până găsește domnul de la sunet? Ce mai știu? Iau, ce știu eu pentru matale?
mulțumesc, Doamne ajută, Ștefania Pătru niciodată vă mulțumește, Moldoveanca din Bacău, așa cum îmi place mie să spun, fără pantofi. Nea Vasile, fii atent dacă te asori, la anul mă chem să scăl la nuntă. Eu te ascult, dar repede dacă trebuie să mai intre cineva pe scenă. Zi, zi, te asori sau nu te asori? Mă chem la nuntă sau nu? Câți bani îmi dai? Cât vreau? Numai bani, nu? Eu am lucrat la plaină de cadansator. Așa. La plaină, așa. Da. Păi dacă mă dai ești dansator în seara asta, trebuie să fii aici între oameni, că știi să dansezi. Lasă, haida, haida! Mulțumesc încă o dată, vă iubesc, Doamne ajută și când o fi mai rău să ne fie ca acum. Să trăiești, Nea Vasile! Aplauze pentru Ștefania Pătru. Și am observat că în toate comunitățile prin care ajungem cu astfel de evenimente, în momentul în care coboară artistul printre dumneavoastră, vă încingeți la horă. În rest, nu. De acum, peste tot pe unde o să ajung, o să spun așa, n-are rost să mai închiriem scenă, să mai construim scenă. În mijlocul dumneavoastră. Sunteți de acord? Asta e bine. Mergem mai departe cu un artist care vine de pe aici, de pe aproape, dar care este de-al casei pentru că participă la numeroase manifestări pe care în ultima perioadă primăria și Consiliul Local Blăgești le organizează. Este trup și suflet alături de toți tinerii talentați de aici, din comună și de câte ori îi se cere ajutorul, vine negreșit. În urmă cu nu foarte mulți ani și-a lansat albumul său de debut la Casa de Cultură din Buhuș, acolo unde s-a bucurat de un real succes, iar astăzi vine în fața dumneavoastră cu o parte din acele cântece pentru a vă demonstra că este unul dintre cei mai mari iubitori de folclor din această zonă. În aplauzele dumneavoastră, Cosmin Timofte! Bună ziua, vă spun și eu și bine v-am găsit. De fiecare dată Ovidiu Drugă are cuvintele la el că doar na. Știți vorba aia, suntem prieteni de o viață și o mână se spală pe alta. Așa e, Ovidiu. Dăm drumul la muzică, facem horă mare, să știți că v-am adus CD-uri. Cine dansează primește câte un album intitulat Multe date omului și domnul primar a zis că Cosmin pentru fiecare un premiu de 2000 de euro. Luni dimineața la ora 8 cu buletinul la caserie la primărie să vă ridicați bănuțe, da? Dăm drumul la horă. Yeah.
Îl bagă el. Hai, dăm drumul la bandă. Yeah.
Haideți să facem altfel. Am să rog pe domnul de la sunet să mute la ultima piesă de acolo din material, intitulată Joacă sârba, joacă domn primar. Este o sârbă dedicată domnului primar și am să vin acolo lângă dumneavoastră. Ce ziceți? Dăm drumul la sârbă, joacă sârba, joacă domn primar. Thank you.
Ați jucat ca la anul nou. Să vă mulțumim.
Let's dance.
Eu vă doresc petrecere frumoasă în continuare, să dansați, să vă bucurați prin cântec, joc și voie bună. Vă mulțumesc! Aplauze pentru Cosmin Timofte! Hai mai tare! N-ați mâncat azi?